țigări ăștia, acest medicament nu are niciun efect asupra sănătății. Deci, o metodă de a distruge reputația de mediul inocumpatic, care e veche de 200 de ani. Această metodă a avut 100 de ani înainte de metoda clasică, și apar mai multe cărți și în legătură cu fitoterapia, cu tratamentul din plante, în doză ponderată, așa cum au fost prin știința le-am luat la popor. Deci este clar bunătă între aceste metode. Nu vorbim de substratul care este în această rută. Probabil că este un de natură economică și un de natură științifică, dar e bine să ne luminăm noi ca să nu cădem într-o capcană. Avantaje și dezavantaje au toate metodele, și cele cu medicamente chimice și cele alternative, cu remedii naturale, dar în loc să convecțiască și să își capete indicația de elecție de fiecare metodă, iată că încep să fie contestate și din asta vor condamna în viață. Ei bine, sute, mii de ani, dacă s-o potim de la Eclesiastic, mii de ani, acolo e un verset unde spune leacurile omului sunt din pământ și omul înțeleg nu se va scăpi de el. Acolo apare prima mențiune a plantelor, a remediilor din plante, a plantelor ca mijloace de tratament. A fost un istoric al medicinei la Cluj, un om renumit Bologa, care a spus așa că terapiile naturale sunt ca apele carstice. Se ascund o vreme pentru a ieși mai bogat la suprafață. Cam asta s-a întâmplat fitoterapia sau tratamentul cu plante sau cu extracte de plante. Puțin înainte de anul 1900, știința chimiei a reușit să sintetizeze primul medicament chimic, care se cheamă aspirin. Acesta a fost începutul chimiei de sinteză în medicină. Foarte repede a progresat această știință, pe care noi nu o contestăm, pentru că ea a făcut și mult bine. De-a lungul unui secol au apărut antibiotice, au apărut antiinflamatoare, care iau durerea, au apărut mai târziu că și altele, antispasticele, au apărut mai târziu și antiplasticele. Dar, cu cât a trecut timpul mai mult, s-au dovedit și limitele acestei metode. În sensul că reacțiile adverse sunt atât de mari, cât de multe ori fac imposibilă folosirea lor. Există o statistică pe site-urile americane care arată că în Statele Unite a treia cauză de mortalitate o reprezintă reacțiile adverse la medicament. În fața aceste situații reale, atât doctorii, așa, cu conștiință profesională și etică, cât și bolnavii, caută soluții. Și bolnavii nu pot fi împiedicați să caute soluții, pentru că este în joc starea lor sănătate. Și de aceea, vorbile profesorului Bologa s-au împlinit. La ora actuală, fitoterapia se dezvoltă vertiginos. Mai cu seamă că acum există și metode de analiză foarte performante și pot fi dosate principii active care acum 50 de ani nu se puteau dosa. Pe de altă parte, avantaje de nouă reacții adverse, pe altă parte, avantaje de foarte accesibile, avantaje de sunt mai ieftine, fac ca bolnavii, în mod spontan, să caute o metodă gândită fără reacția de azi. Eu, când am deschis cabinetul actual, a
90% di me, me ho risposto, qualche cosa che mi ha dato, medicina ufficiale, non ha avuto effetti, qualche cosa che ha avuto effetti secondari a tutte le mani, ma ovviamente non ha avuto effetti. L'ipsa di effetti esiste in medicina naturalista, non esiste senza effetti secondari. Dopo 6 anni di popolazione, dopo 10% veneau per prima la cabinet di medicina naturalista l'ha început cu convingerea să nu spuneți corpul cu medicamente chimice. Restul 90% au venit de nevoie. Cam acesta este nivelul de accesibilitate pentru cabinet de medicină naturalistă în România, unde sunt puține cabinete de genul acesta. Acum să mai puțin ceva în ultimii 20 de ani. Dar în Franța, de exemplu, sunt 5.000 de doctori care practică naturopatie. Și principiul, un principiu etic, altfel, este că în fața unui bolnav, prima dată îl abordează prin remedii homeopatice sau fitoterapice și numai dacă nu se vindecă, trece la medicamente chimice. Ei bine, cred că până ajungem noi la gândirea aceasta în practica medicală, va mai curge ceva de dâmboriță. Pentru că în România încă se practică o polipragmasie foarte mare. Polipragmasie înseamnă consum abuziv de medicamente. Fitoterapia, una din științele acestea alternative, folosește plante din flora spontană sau cultivată. Le folosește ca atare, sub forma unor pulverize care se pun în capsule, sau le folosește ca extracte în apă, în apă și alcool, în vin, în oțet, în uleiul de calitate. Așa? Și se bazează în principal pe tradițiile etnoiatrice, numim noi, ale unui folclor medical. Păstrătoare de aceste tradiții sunt în special mănăstirile din partea ortodoxă. Ei bine, care este avantajul, ca să spunem practic, avantajul acestei metode? În primul rând, nu are reacție adverse. În al doilea rând, materia primă a medicamentelor vegetale este foarte accesibilă, să spun, de peste tot, ori încarci pe ele și nu știi pe ce omoară calci, pe marginea drumului. După aceea, prelucrarea lor este facilă. Se face într-un laborator cu o aparatură puțină. Nu este nevoie de aparatură multă și sofisticată pentru asta. Pot fi folosite și de femei însărcinate, fără riscuri pentru văd. Pot fi folosite și pentru copilul mic, care nu mai sensibil la doze de medicamente chimice. Pot fi folosite și la alergici. Există puține alergii, numai alergia la polen, când se folosește partea florală din plante. Și așa mai departe. Indicațiile fitoterapiei sunt ușor diferite de cele ale medicinei oficiale. Aici au efecte bune în distoniile neurovegetative, în ulcere, în patite cronice. Exact acolo de medicația clinică ar face rău, ar avea reacția adversă și asta nu au. În realitate, este o complementaritate între metodele alternative și metodele oficiale. N-ar trebui să fie o război. Cum se întâmplă acum. O a doua metodă, despre care lumea știe mai puține, este o metodă numită homeopatie. Veche de când lumea, Hipocrate a vorbit despre 500 de ani înainte de Hristos, dar a fost reactivată în secolul
dovrebbe essere constatato che ci riduce il medicamento, però non ha effetti terapeutici, non ha il medicamento in dose mai. Asta se vede și în natură, asta se vede și în chimie, asta se vede și studiind fiziologia și fiziopatologia corpului uman. Pentru că în noi circulă hormonii în diluții foarte mari, prostaglandinele în diluții foarte mari, mediatorii de sinapsă nervoasă între neuroni sunt în diluții foarte mari. Reacțiile alergice grave, tip șoc anafilactic, mediate dintr-o imunoglobulină E, se manifestă la diluții foarte mari. Eu aveam un asistent transfectat de urgență, care doar când deschidea flaconul de penicilină, deci când deschidea, de fapt, perforatul cu apă, așa, ieșeau câteva molecule de penicilină, dar printre presiuni în el, și în câteva secunde ea s-a umplea de o erupție, crește până în tărci. Deci la o erupție foarte mare, foarte mare, de concentrație foarte mică și o erupție foarte mare, corpul e reacționat. Așa se întâmplă și cu această metodă redescoperită de Samuel Kahneman, doctorul german din Meissen. Ei, această metodă a fost contestată mai mult decât fitoterapia. Odată s-a spus că diluția atât de mare încât e imposibil să acționeze asupra corpului, dar practica și după aceea experiențe de laborator făcute pe diferite sisteme biologice au demonstrat că nu este așa. După aceea s-a spus că acționează doar efectul placebo acolo, dar faptul că homeopatia influențează metabolismul unei plante, a unui animal, pe scară biologică interior, care are un sistem nervos foarte puțin dezvoltat, a unui organ izolat, extras dintr-un corp animal. Toate astea dovedesc că nu este vorba de efectul placebo, pentru că aceste sisteme biologice nu funcționează pe efectul placebo și că efectul este real. Este un savant american, am numit recent, Bernard Lowe, care a deschis și un lucrare tărit în medicina în cardiologie, care are o carte numită Arta pierdută a vindecării. O carte pentru doctori, ca să mai învețe să consulte ca pe vreme, că nu era medicina atât de tehnicizată. Și el spune, la ora actuală, în America, care nu iubește, la modul general, terapiile alternative, totuși, în America, sunt 25 de milioane de consultații pe homeopatie în fiecare an. Asta ne vedește că, de nevoie sau nu, homeopatia e accesată tot mai mult și tot mai mult. Și, în mod sigur, datorită reacțiilor adverse ale medicamentelor clinice sau datorită conștiinței medicale crescute a unui pacient care nu mai vrea să fie poluat de medicamente clinice. Acest război au încercat să aducă și useriștii în ziua de astăzi. Au încercat și în alte țări să facă asta, n-au reușit, ca și aici. Au adus niște argumente ușoare, politice mai mult, nu profesionale, așa, încercând să blocheze metode. Cu cât mai puțină lume are ocazia să acceseze de mediile naturiste, cu atât mai multă lume va accesa pe cele chimice. Și, sigur că aici se duce lupta. S-au scris cărți întregi împotriva acestor metode, sperând că lumea se va duce tot mai puțin. Au invocat sfinți din numele Atos, le-au inventat fraze, au fost în gura lor care nu au fost adevărate niciodată. S-au tradus unele și în românește. Și așa mai departe. De fapt, în realitate există un ideal terapeutic.
care medicul se specializează în domenii diagnostice în ruste, dar învață toate metodele de tratament care există în lume. Și o aplică pe fiecare în funcție de boala pe care o are bolnavul, în funcție de forma clinică particulară, în funcție de stadiul de evoluție a bolii și de susceptibilitatea bolnavului de a răspunde la o metodă sau altă. Pentru că există și această realitate biologică pe care medicii mai bătrâni au constatat-o, căutându-o sau necăutându-o, dar când trebuiește cazuri, sunt oameni a căror reactivitate biologică este astfel construită, ei răspund numai la direcția infinitesimală, sau răspund numai la o plantă, sau răspund numai la un medicament chimic. Și un doctor care le cunoaște pe toate, numărul probat de bolnavi care reușește să ajute este mult mai mare. Ca să vă dau un exemplu, un gastroenterolog, de exemplu, care are o specialitate în gustă, în prevedere de diagnostic. Nu sunt multe boli de care se ocupă, ca un internist, sau așa. El, dacă are de-a face fața lui un ulcer, asta cel mai bine se rezolvă cu fitoterapia. Dacă are de-a face cu o colică abdominală, se poate rezolva. Dacă are de-a face cu un ulcer perforat, se rezolvă numai în chirurgia. Dacă are de-a face cu o infecție microbiană, o rectocolită ulcerul hemoragică infectată cu un germ microbian, se rezolvă cu un antibiotic. Și așa mai departe. Asta dovedește odată în plus că metodele în interesul omului trebuie să se certe între ele. Și trebuie să o lucreze și medicul să o aplice pe cea care se potrivește cel mai mult bolnavului din fața lui. În teren, ca să spun așa, această practică nu există. Pentru că nu există încă niște doctori pregătiți în toate metodele terapeutice ca să poată să abordeze bolnavul în mod diferențial. De-a lungul timpului au apărut și alte subspecialități. A apărut în Franța, de exemplu, o metodă numită silvaterapie. Sanatorii plasate în păduri seculare, unde cercetări arată că pe un metru cub de aer dintr-o pădure de conifere există mai puțin microbi decât în cea mai performantă sală de operație, cum se sterilizează aerul cu metode fizice. Și acolo, ca tratament, se folosește aerul, se folosește apa, se folosește seva arborilor, se folosesc frunzele, se folosesc crengele, copaci, toate se poate face cu remediu, se folosesc flora din pădure, care este specifică, se folosește hrana pădurii, fructele pădurii și ciupercile care au cea mai mică poluare din tot ce crește pe planetă. Așa? Și așa mai departe. Am mai avut o disciplină numită mineralterapie. În Elveția s-a dezvoltat mai mult. Unde se folosesc diferite clase de și asocieri de minerale, fie în concentrație mai mare, fie în diluții mici și ele, depinde unde le cauți. Așa? După aceea, se tot lărgește în polul acesta. Acupunctura s-a diferențiat și ea foarte mult în auriculoterapie, acupunctură, în rinoacupunctură, pentru că s-au descoperit prin metode empirice observaționale că nu numai corpul întreg are o anumită hartă de stimulare sau de influenție a centrilor de pe ea, ci și organele corpului au la rândul lui urechea, de exemplu, are o hartă de câteva zeci de puncte cu răspunsuri particulare sau un pas nazal și așa mai departe. A apărut terapia florală Bach, care este cu intenția secolului 19 și așa mai departe. De fapt,
fapt, la noi în țară, în practică, se întâmplă cam așa. Omul încearcă una și la medicamente chimice, diferite metode, operații și așa mai departe, și dacă nu merge, află el în final, după 10-20 de ani, există și metodele blânde, naturiste și hai să meargă și la una din asta. Asta nu e bine întotdeauna, pentru că o boală cu cât se învechește mai mult, poate răspunde mai greu la terapiile alternative. Pentru că terapiile alternative se bazează mult pe reactivitatea corpului. Iar reactivitatea se tocește dacă boala evoluează mult în timp. Și de aceea este bine ca bolnavul să înceapă cu terapia. Terapiile nu sunt și dacă nu reușește cu asta, nu merge la medicina oficială care folosește, e mai rapidă, mai eficientă din punctul ăsta de vedere, dar în același timp are și reacții adverse, uneori chiar de temut și e bine să fim prudenți, să nu se ia din timp de lucrat până la limita la care începe. Dar aceasta este un problemă de cultură medicală, un problemă de nivel, așa și de instruire a populației. Există, din păcate, două atitudini diferite. Medicii care practică terapiile alternative nu critică, nu atacă medicina oficială, pentru că și ei au făcut o facultate de acest gen. Nu există un diagnostic particular homeopatic. Există pentru descrierea alegerea de medicină, dar bolile sunt aceleași între cum le am ales. Și atunci, nu își pot contesta propria medicină. Au însă această conștiință etică că e bine să încerce prima dată printr-o metodă blândă și dacă nu răspunde prin metode mai dure, nu invers. Aici de altă parte, colegii doctorii care practică exclusiv medicina chimiei de sinteză au deseori cuvinte critice la adresa medicinului și sfătuiesc bolnavii să nu apeleze. Asta vedem noi în practică, mereu, în relația bolnavului. Ei ne povestesc la ce pățesc și pe acolo și pe acolo. Și vedem ce se întâmplă. Iată însă că și oficialii acum încearcă așa să distribuiteze medicina alternativă, deși toți doctorii, cel puțin în România, în alte țări, în Germania, cred că e mai largă permisivitatea, dar în România toți doctorii specializați pe terapie alternative au făcut o medicină oficială, nici n-ar putea altfel să scrie la un curs, decât dacă au diplomă de medic.
coloro o energie che create dare un grazie per suscitare il timer di 16 si o energie create dare un grazie dell'universo biologico si non è universo biologico si fisico la ciastra di energie create se misca asta se misca stere punto del cielo a se misca scorza da mondo la suprafaccia più umana il quadro del punto toate astea sunt efectul unui energii create. Iar energia necreată, care vine de la unicul izvor care este Dumnezeu, lucrează în sfintele taine pe care noi le primim în biserică. Bioenergoterapiile nu sunt atrează, nici într-o parte, nici în altă. Acolo bioenergoterapeutul spune eu am o energie care trece prin mine, care vine din cosmos, dacă nu cred de ce natură este prin, nu știu, din univers.